Dimineața, nu este încă ora 8, dar eu mă aflu în fața școlii în care învăț. Este o zi specială pentru că astăzi este ziua școlii mele. Vă invit să fiți alături de mine pentru că vom vedea niște lucruri foarte interesante. Veți vedea niște colegi de-ai mei, o să vedem o scenetă, dar nu vă zic mai multe ca să nu stric surpriza. Noiembrie, în fiecare an școlar, sărbătorim ziua școlii noastre, deoarece școala noastră este denumită după hramul bisericii comunității acesteia, Mihail și Gavril, Sfinții Arhangheli. De aceea organizăm activități extrașcolare, extracurriculare, concursuri, momente artistice. De obicei se desfășoară pe parcursul mai multor zile, însă la finalul săptămânii are loc o festivitate, un ceremonial în care copiii prezintă ce au pregătit în decursul săptămânii. Așadar, activitatea a început cu o slujbă pe care o oficiază în fiecare an școlar Părintele Grigore Dodu. În timpul acestei slujbe copiii se roagă pentru sănătate, dar și pentru a lua note cât mai frumoase. Ulterior are loc o distribuire a unor pachetele pe care le pregătim, în special pentru copiii nevoiași, dar nu numai. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Mărăție, putere și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului, acum și pururea și în veci veci. Amin. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Rugăciunea de astăzi, care este specifică hramului, este o rugăciune de mulțumire pentru tot ce am primit bine sau bun de la Dumnezeu. Și în această zi se face și pomenirea celor doi îngeri, arhanghelii, Mihail și Gabriel. Îngerii sunt cei care se bucură, mai ales sunt bucuria copiilor, pentru că se știe că de la vârsta fragedă fiecare om primește un înger păzitor. Se știe de asemenea că în fiecare familie, mamele în special noaptea înainte de a se culca copiii, își închină perna copilului și în același timp rostește acea cunoscută rugăciune, Înger, Îngerașul meu. Este bine ca ziua de astăzi, care este și onomastica școlii și hramul bisericii, pentru că sărbătoarea de hram este specială, în care cu toți se bucură de această zi. Să vă aducă pace și liniște, iar pentru cei care purtați numele celor doi îngeri, vă doresc la mulți ani. Să auzim mai de bine și să fiți mulțumire pentru cadrele didactice care vă dau învățăturile necesare. Să vă văd oameni de bază mâine, poimine și poate când ne mai întâlnim, măcar să ne salutăm. Sănătate și mai bună dată! Școala noastră este o școală gimnazială, singura școală de pe raza localității Mihail Cogălnicianu, care deservește clasele de la pregătitoare până la clasa 8 inclusiv, așadar avem și ciclu primar și ciclu gimnazial. Avem și o grădiniță arondată școlii noastre, care își are localul în incinta localului școlii, deși avem o clădire separată pentru prichindeii de la grădiniță. Avem grupe mixte la grădiniță, iar în cadrul școlii avem 7 săli de clasă, un laborator de informatică cu conexiune la internet, un laborator de fizică-chimie, iar celelalte săli de clasă sunt amenajate ca și cabinete de limba română, de matematică, de biologie, în funcție de specificul fiecărui profesor care ocupă sala respectivă. De ce crezi că a venit astăzi părintele la tine la grădiniță? Pentru că a fost sărbătoare, ca să le salute. Spune-mi, câți ani ai? Am 6 ani. Ai fost atent la ce a zis părintele? Da. Ce a zis? A cântat. Îți place să vii la grădiniță? Da. De ce? Pentru că văd pe doamna. Vreau să știu că ai fost atent. Zice, zic cuvânt cu cuvânt care a zis părintele. Doamne miliește. Tot? Nu, dar mai mult, dar nu mai știu.
N-ai fost atent la ce a zis părintele? Ba, nu. Ba, da. Și ce a zis? Nu mai amintesc. Păi tu ești chiar așa de uituc? Nu. Atunci? Da, nu mai știu. De ce îți place ția la grădiniță? Pentru că îmi place să colorez. Atât? Îmi place să și pictez, să scriu. Dar îți place să înveți? Da. Fiindcă n-am putut să rezist, trebuie să vă arăt și clasa mea și să faceți cunoștință cu câțiva din colegii mei. Sper să nu râdă de mine. Ai participat la ziua școlii, ți-a plăcut? Da. De ce? Pentru că a fost frumos. Vreau să întreb pe colegii mei ce părere au de mine. Marlena, ești mulțumită de mine? Da. Că vin cu camera, că... Da. Am înțeles că este o zi specială și pentru tine și pentru școală. De ce? Fiindcă este Sfântul Gabriel. Mihail și Gabriel. Păi și de ce? Că e ziua școlii. E ziua mea. Cum îți sărbătorești ziua numelui? Cu familia și cu finii mei, prietenii. Ești mândru că înveți aici, la școală? Da. De ce? Că e bine la noi. Îmi spui drept. Ai, că suntem în fața camerei. Ai luat vreodată o notă proastă și ai plâns acasă? Sau ți-a certat mama ta? Da. Ai luat vreodată o notă proastă? Da. Și promiți că n-o să mai ai niciuna? Da. Serios? Da. Aceștia au fost o parte din colegii mei cu care mă voi întâlni mâine la școală. Am puține emoții pentru că lângă mine este domnul învățător. Spuneți-ne, cum vă înțelegeți cu copiii din clasă și m-ar interesa și de mine? Ne înțelegem foarte bine. Sunt copii extraordinari care învață foarte bine, cuminți pot să spun, dar în special... Despre tine aș putea să spun că te caracterizează ceea ce faci tu. Ești o fetiță cu minte, înveți foarte bine și îți doresc mult succes în cariera asta. Mulțumesc! Școala noastră deservește și copiii de gimnaziu ai unor sate învecinate, drept pentru care inspectoratul școlar ne-a dotat cu un microbuz, iar elevii din satul Cișmele vin în școala noastră după un program stabilit cu ajutorul microbuzului școlar. În această situație în care avem microbuz, avem norocul de a putea face mai multe deplasări în interesul școlii, pe raza județului, iar elevii noștri pot participa astfel mult mai ușor la concursuri, la diferite proiecte și programe oferite de alte școli. Preocuparea pentru activitățile extrașcolare ne-a adus cumva onoarea de a colabora cu școli din alte județe, dar și din alte țări. Am lucrat în cadrul unui proiect Comenius în care am fost implicate 7 țări, iar școala noastră a avut onoarea de a conduce acest proiect la nivel internațional, fapt care ne-a oferit prilejul să cunoaștem foarte bine sistemele de învățământ internaționale ale țărilor implicate în proiect și să îmbunătățim calitatea învățământului la noi în școală. În spatele meu sunt câțiva copii mai mari care au pregătit o surpriză. Spune-ne ce surpriză ai pregătit pentru ziua școlii. Noi am pregătit lanțul slăbiciunilor. Ce rol ai tu în scenetă? Eu sunt Mari Popescu. Tu ce rol ai? Eu sunt profesorul Costică Ionescu. Tu ce rol ai? Eu sunt Madame Preotescu. Eu sunt doamna Piscupescu. Eu sunt Ion Luca Caragiale. O să fie o scenetă amuzantă sau o să plângem la sfârșit? O să fie amuzantă, pentru că domnul Ion Luca Caragiale se va plimba foarte mult de la o persoană la alta și o să fie foarte comic. De asta, ce mare lucru îmi cere? Stimate amice, și ce prietene și profesorul Costică Ionescu și că nu este oare să-ți răspunde o rugăminte. În fine, am înțeles, nu trebuia să mai ași departe. Fii să mă rog pentru o luată de elevi de mei. Nu e luată Costică, este un băiat dintre cele mai bune familii. Mi-e rudă. Cine știe ce leneș, ce dobitoc. Nu e adevărat rău, Costică, este un băiat prea cum se cade. Să nu mă lași, eu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. A, ineisibilă milogeală prietenească, ce bine știi să poruncești. Haide, să-ți fac hatărul și de data asta. Să dau nepricopșitorii 7. Mersi, dragă Costică, mare pomană îți faci. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Zău, nu mai ții minte, pentru că, trebuie să spun, Madame Preotescu, o bună prietenă de-a mea, dar aici foarte mult, cu stare să repuzi mica. M-am rugat să spun că
că știe cât de mulți ani ești, că nu mă refuzi niciodată. Eu, trebuie să spun, nu mai mi-aduc aminte. I-am avut numele pe o semnărică pe care i-am lăsat un mărit. Dar putem afla de la diaconasa. Și de ce aproape. Rămâne mitică Dăscălescu? Ia, repetem. Cu toate că ține rămâsa Dăscăleasca, la care ține Piscupească, la care ține Sachelărească, la care ține Economească, la care ține Diaconească, la care ține Preotească, la care ține mult grațioasa Popească, la care țin foarte mult eu. Îți place teatrul? Ai vrea să te faci actor? Da. Îmi place să joc în filme. Mi-ar plăcea să joc în filme când voi fi mare. Este ziua școlii speciale pentru tine? Da. De ce? Pentru că o să se sărbătorește școala și este o zi minunată. Îți iubești școala în care înveți? Da. De ce? Pentru că sunt profesorii buni, ne învață lucruri bune și frumoase. Să înțeleg că tu ești vedeta la fotbal? Da. De ce? Că joc bine. Îți place fotbalul? Așa. Îți place fotbalul? Da. De ce? Pentru că este distractiv și fac sport. Observ ca insigna școlii. Ești mândră că ești la școala aceasta? Da, pentru că profesorii sunt buni cu noi, colegii ne înțeleg, ne este greu. O ședință organizată de clasa a 5-a se numește Iepurașul Țup și pentru că sunt micuței bobocei la noi, pentru ciclul gimnazial, o să vă rog să fiți un pic mai iertători așa cu micile lor greșeli și să le scuzați emoțiile. Clasa a 5-a, haideți, vă rog frumos! Ești afară, mulberea! Sau de ea, unghiara mea! Ești pe geam, ori ești pe ușă, repede! Acum, mătușă! Cine este domnul care strică somnul? Fui de aici, să vin la tine și te scarbi eu mai bine! Fai de mine, ce mă fac de mulberea, cum să scap? Cri-cri-cri, e iar în soare, parcă e zi de sărbătoare. Fărnicuță lucrătoare, nu te obosi prea tare. Poate crești tu mai mare. Vai ce inerva mai este acest greier de poveste, nu știu de unde răsare să nu ceară ajutoare. Vara cântă, se distrează, iarna de frighe zansează. Iar voi de-ați ascultat, sunt singur ca ați învățat. Fapta de asta le splătește, bine de acolo domnește. Părinții și doamna ta diriginte știu că fumezi? Nu fumez, este doar pentru o scenetă. Ce faci cu ea? O înapoiez. Cui? Doamnei care mi-a dat-o. Ce slujdă vitoace! Nu pe dumitale te-a chemat. Treaba dumitale e să stai la ușă. Unde-i dumitoaca aia de roza și ce face cu ceaiul ăla? Mai era cineva la cină? Da, multă lume. Ce faci cu ceaiul ăla? Păi e gata, băniță. Bine, dacă sunt de familie bună, vă împăutați așa de mată. Compromiți? Pe cuvântul tău de profesor. Pretinți dumneata acum de la prevenit. Onoarea mea, domn judecător, care m-a înșurat dumneavoastră și facul și dregul și mi-a spart condirul, că nu vrea să-mi vedească. Condirul cu mastica și pe urmă vrea să fugă. Cine? Dumnealui. Ei, ce pretinți? Onoarea mea și dreghile de mastică. Bine, și ieși și taci. Domn judecător, domnare, zice, pardon, e referit-o focul. E vorba de clonțirul cu mastică. A căzut de pe deșghea, domn judecător. Era pe mă. Cine? Cine l-a împins? Piazărea, fiindcă zicea că cheamă gardistul. Eu n-am vrut că sunt comersant. Comersant de piei de cloșcă. Te mi să fii cuvincios aici. Ai trebuie să dai cu tifla. Bravo, domn judecător. Ai văzut și dumneata la fâșica, ce pramoate e dumneavoastră. Nu-ți permit să fii cuvincios aici, m-ați înțeles? Ha, 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 bravo, domn judecător. Să-ți spui ce comersant.